Doamnelor și domnilor, vorbim despre o tentativă de jaf la o bancă din sectorul 2. Un bărbat a intrat într-o sucursală bancară și a amenințat pe angajați. Colega mea, Ana Maria Bujor, ne spune mai multe. Ana, te rog, ce ai aflat? Bun găsit tuturor! Este vorba despre un apel la 112 care a venit în jurul orei 10:30. Din incinta unei bănci aflate în sectorul 2, se pare că un bărbat care ar fi avut un obiect ascuțit i-ar fi amenințat pe angajații băncii și le-ar fi cerut banii din casierie. Înțeleg că unul dintre angajații a intervenit și l-a împins pe bărbat către ieșire. Acesta a fugit de la locul faptei. Spune Poliția Capitalei că nu este nicio persoană rănită și nici nu au fost sustrase valori, însă în acest moment polițiștii de la Capitală îl caută pe cel care ar fi încercat să spargă această bancă. Mulțumesc foarte mult!